Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de Cat Goes Fishing, acest drăguț joculeț în care un pisoi pescuiește pești. Din păcate, noi am cam ajuns într-o situație foarte nasoală în jocul ăsta. Am făcut o grămadă de questuri, am făcut rost de un sonar care nu ne ajută cine știe ce, e chiar foarte nasol. Ăla adânc, da frate, ăla e un pic mai ok. Și acum suntem puși în situația în care trebuie să prindem cine știe ce pești pe care noi am văzut în viața noastră și nici măcar nu știu unde îi găsesc și nu avem nici sonarul ăla foarte bun, pentru că trebuie să faci questuri pentru sonar. Și avem și $2,778,000 pe care noi putem folosi pentru că avem toate chestiile, știi? Bun! Asta sună foarte interesant, știu! Extrem de foarte interesant. Hai să facem rost de un pește mediu. Yes, yes, yes. Și acum noi bănuiesc că am putea să ne ducem undeva în larg și să lăsăm acest pește, să încercăm să ne scufundăm prin peșteri, să vedem dacă găsim ceva interesant. Dar voi ce credeți? Vom găsi noi peștele, frate? Peștele interesant? Pește... Plecați de... Bă! Oh my god, am scufundat ăsta și în prima secundă deja a venit cineva. Dar ping, prinde-l pe ăla mare, l-am mai prins pe... Oh my god! Nu voiam să se întâmple asta. Dar ping, prinde-l pe ăla mare. Nu, boss, că l-am mai prins pe ăla mare. Uite, și pe ăsta l-am mai prins. I-am prins pe toți. În afară de vreo 3-4, 3 grupete. Yes, nice, ok. I-am prins pe toți. Deci dacă nu găsim un pește pe care nu l-am prins, nu are niciun rost să-i pescuiesc pentru bani. Și cam bani. N-am ce face cu ei, aparent. Bun, 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 bun. Punem bombă din nou, huge hook. Și hai să lăsăm... De ce am făcut asta? Că am nevoie de un pește mic prima dată, așa, după care de un pește mediu, cum ar fi oricare dintre ăștia, alo? Mamă, da, așa, perfect. Bun, și acum stai așa că am uitat că trebuie să punem huge hook și acum trebuie să-l scufundăm pe ăsta și să sperăm că nu o să vină niciun alt pește. Știu oameni buni că facecam-ul meu cam acoperă sonarul, numai că credeți-mă că nu e nimic interesant acolo. În plus, te rog, pleacă. Dacă mut face... Oh, am prins un d-ăsta. Ăsta e foarte greu de prins, frate. Se zbate foarte mult. Și se duce la pietre. Nu, să nu îndrăznești să te duci la piatra aia, nu, domnule? Se duce la pietre. Dacă tot l-am pescuit, atunci hai să-l și prindem, nu-i așa? Ce voiam să spun? Dacă mut facecam-ul din locul ăla, nu o să-l mai pot poziționa fix acolo. Imposibil. De asemenea, vedeți că am un mic, foarte mic, foarte mic frame la facecam-ul meu, cu negru, așa, știi? Puțin, e câte un pixel. Și ideea e că am stat vreo 10 minute mișcând chestia aia, încercând să fac rost de un pixel în fiecare parte a facecam-ului și dacă îl mut și îl stric, o să stau prea mult. Așa că va trebui să vă împăcați cu ideea că nu se vede sonarul foarte bine. Stai așa, de curiozitate să mă uit așa. Da, e acoperit 93,5%. Bun, am prins un guper. Peștele ăsta complet inutil, cu care n-avem ce să facem, dar mă rog, hai să-l păstrăm. De ce nu? $14,000. Yay, boss, putem să ne luăm o dacie nouă, complet full de bani. Firar. Și mănâncă nasul din nou. Bun. Poate dacă ar veni noaptea, frate, poate am găsit vreun pește interesant. Desigur că ai venit să-l muști, desigur, tu. Așa, perfect. Bun, avem momea la medie. Ne trebuie light bulb. Ne trebuie bombă, așa, și acum trebuie să ne scufundăm frumos în adâncuri și să sperăm că, salut domnule pește gigantic, să sperăm că niciun pește nenorocit nu va veni dintr-o dată să... Uite mă, e un moga pe acolo, ai văzut? What? Bombat? Cum ai venit mă bombat? Păi bombat, bombat, ah, Jesus! Trebuie să luăm o de asta mă, cum se cheamă? Plus că sonarul nu e atât de util pentru că, uite, m-am scufundat aici și nu mai ești, ei. Ce spuneam? Dar nu știu cum a venit bombat și am mușcat de chestia aia, pentru că bombatul vine numai dacă ai o perlă. Uite, ne-am scufundat... Uf. Ne-am scufundat și noi frumos ușor și a venit dintr-o dată rechinul peșterii. Ăla e cave shark-ul. Pe care poți să-l prinzi, în teorie, cu un bombat.
Asta sună bine, nu-i așa? Hai să încercăm să prindem rechinul ăla. Nu, avem nevoie de un... mă mănâncă nasul de mor, vă rog, tăiați-mi-l. Vindeți-l la piață. Avem nevoie de un huge hook și hai să mai folosim o de-asta de lumină. Hai să încercăm, frate. Eu zic că e imposibil. De ce? Pentru că... Pentru că... dacă vrei să prinzi Cave Shark, ăla e undeva prin peșteri, pe sub apă. Și dacă îl prinzi, o să se zbată tare, el nu se oprește, e cel mai puternic pește din jocul ăsta, da? Și dacă o să se zbată mult, o să izbească de pietre și gata, e pierdut. Deci trebuie să ai sonarul adânc dacă vrei să-l prinzi, ca să-ți dai seama când se apropie de... hello, domnule Bombat, hai să căutăm o perlă acum. Când se apropie de... Fai de capul meu, pleacă de aici. No, șterge-o. De niște pietre, ca să încerci să nu îl la... What? De ce se ridică? Alo? De ce te ridici, mă, perlă? S-a ridicat automat după care a scăpat-o și s-a dus în apă. What? Ok, asta a fost foarte, foarte ciudat. Eu știu că dacă prins perla aia, poți să o miști pe acolo așa ca să te duci cu ea să iei un bombat. Ca să te duci să pescuiești Cave Shark-ul. În niciun caz nu... Poate sunt eu nebun. Uite-l, ai văzut cum a venit pentru că a văzut că avem bombă și a crezut că e perlă, știi? Deci... pleacă de aici, domnule rechin, câine, pisică, jder, ce-ai fi tu? Mamă, ce urât e ăla. Bă, ce pește? Ce e ăsta, mă? Te rog, spune. Bă, ești nebun, ce pește e ăsta? Oh, doamne, nu! Oh, doamne, nu știu dacă e vreo piatră pe aici, s-ar putea să-l... Nu! Dumnezei, uite ce-ți spuneam, frate, uite și tu peste ce sistem de peșteri stupid am dat, ce trebuie să rupem firul, că s-a blocat. Uite pe unde trebuia să-l scoatem. Un pește foarte șmecher și pe care nu l-am mai văzut. Ok. Bun, hai că încercăm din nou, frate, nu mă las. Mi-a plăcut foarte mult peștele ăla, nu știu exact ce-o fi, frate. S-ar putea să fie un pește pentru misiune, știi? Așa, fugiți! Ha, 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 ha. Bun. E cam nașpa, că... Când sunt explozii în jocuri pentru... Iar am luat perla din greșeală și se ridică iar firul, wow. De când cu teroriștii, cu astea, nu mai poți să faci tu nicio glumă cu... Lumea nu se uită frumos la tine. Bun! Bombă, light bulb, huge hooker. Haide să coborăm din nou în apele mării maritime. Bun, și te rog, nu, te rog, așa. Trebuie să mergem puțin în direcția asta. Uite-mă, perla, ai văzut-o cum coboară așa frumos și încet? Ștergeți-o de aici. Lăsați-mi momeala în pace. Bun. Acum coborâm, așa. Dacă am putea să-l scoatem prin partea asta. Dacă... Au venit... Bombet, stupizi. Ok, au venit niște bombet. Hai să... Wow, ce-i cu voi? Uite-mă. Așa. Nu, te rog, nu. Oprește-te. Așa. Să încercăm să-l ducem cât mai în dreapta. Te rog, nu, nicio peșteră deasupra. Yes, l-am scos. Nu! Nu mușca din el! Ăsta trebuie să rămână întreg. Te rog eu. Nu te zbate. Vino repede la suprafață. Ce pește e ăsta, dude? Pește nou? Carver! Ne trebuie carveri! Yes, dude, vom face quest-ul pentru că acum știm unde se află carveri. Și nu ne-a luat decât 9 minute să pescuim unul. Vedeți de ce jocul ăsta... am uitat să punem huge hook. Nu știu dacă e necesar, dar având în vedere că nu folosim niciun fel de momeală, mă rog, acum folosim de asta mică, hai să-l punem să fim siguri. Și o bombă. Bun. Acum trebuie să ne coborâm din nou. Din nou. Mă scuzați, domnilor pești. A venit un bombat. De nicăieri. Așa. Bun, și acum, am coborât pe aici. De ăștia m-ai prins, frate? Crayfin. Oare or fi crayfin ăștia? Ok, nu contează. Bun. Pe aici ar trebui să fie celălalt pește. Și să nu uităm, îl ducem în dreapta. Alo.
Ala era... Oh, ba, oh, no, ăștia sunt... Ah, uite-l, uite-l, uite-l. No, 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 yes. No, my God, s-a dus fix în piatră, mă, în prima secundă de când l-am prins, dude. Why? Vreau și eu să pescuiesc peștele ăla ca să fac misiunea. Misiunea. Bun. Bombă, lumină, huge hook. Coborâm din nou. De data asta, frate, o să reușim. Deci pun pariu că de data asta o să... Mă uitam pe... Oh, Doamne. Mă uitam pe... Radarul ăla stupid. Și uite ce s-a întâmplat. Vedeți de ce nu e bine să te uiți pe radar? Ok, o să... Fai de capul meu, iar am consumat bomba, că erau foarte mulți pești de amitite acolo. Hai să încercăm să ocolim toți peștii pe cât de mult posibil. Așa, așa, așa. Coborăm în jos. Gata, am rămas fără pești aici. Acum, trebuie să coborâm frumos pe lângă piatra asta gigantică. Și șterge-o, domnule pește, te rog. Și pe aici, pe undeva, ar trebui să fie carverul. Uite-l, uite-l, uite-l. Hello, 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 domnule carver. Te rog. Ah, yes, yes. Nu! Au, Doamne. Trebuie să-l ținem să nu se ducă în... În... Oh, no! S-a ridicat singur în sus! Când am văzut piatra, m-am oprit, dar s-a ridicat singur în sus. Oh my God, ură jocul ăsta atât de mult, dude. Cum controlez mai exact firul? Păi e foarte simplu. Tot ce trebuie să faci e să miști barca, știi? Și poți să miști așa cât de cât în dreapta sau în stânga, să-l oprești din a se duce în pietre. Dar uite că dacă e deasupra capului tău o piatră și dintr-o dată apare din senin, iar peștele ține morțiși să se ducă în zona aia, iar am consumat bomba din prima, Doamne. Atunci, tui de capul meu, fii antenă, frate, e un fel de strat numai de pești de ăștia. Mult noroc, a venit Tsuki acasă, mult noroc să treci de... Pese, deschide ușa aia mai încet, că zic că vine hoțul în casă. Nu fă zgomote suspecte. Am zis să nu... Oh my God. Femeia asta, vă spun eu sigur, oameni buni. Oh my God. Bun. Are dreptate și ea uneori. Bun. Trebuie din nou să ne coborâm acilea pe dedesubt. Să găsim peștele la frate. Deci eu nu mă las. Pe ăla trebuie să-l prindem. Pe primul l-am prins atât de ușor și ne mai trebuie încă unul. Hai să scăpăm de bomba asta dacă tot... Oh my God, bombeți mulți. N-avem nevoie de ei. Domnul... Pește? Domnule, pește? Domnule Carver, unde ești, mă, nenorocitule? Ești la iveală, tu spurcăciune de pește, stupid, care probabil nici măcar nu are gust bun. Au, opa, a rămas, a rămas, fii antenă, el se duce în stânga, iar eu... Dumnezeule mare! S-a dus în stânga, eu îl trăgeam în dreapta, iar el e mai puternic, știi? Și s-a dus suficient cât să îl muște și să-l mănânce ăsta. Stankfin. Arată suspect peștele ăsta. Nici măcar nu știu dacă o să-l mai găsim acum, pentru că erau doi. Erau doi și pe unul l-am prins, pe celălalt l-am mâncat peștele ăla, pentru că a ținut morții și el să se împotrivească, că mai bine mă lăsa să-l prind decât să fie mâncat de alt pește, dar nu, boss, el nu. Uite, vedeți că e un moga pe acolo așa, sub facecam-ul meu, vedeți un pește gigantic care se mișcă acolo așa. Ăla era moga, că s-a speriat de lumină, știi? Bun, noi vom coborâ iar în zona asta. Problema e următoarea, că s-ar putea să nu mai găsim de la, dar hai să încercăm, aș zice eu, să prindem unul de ăștia. De-aia mov sunt și sus, nu? Oh, stai mă, că pentru ăștia trebuie mumeală, pentru că ăștia sunt mai mari. Oh, dude. Am făcut tot posibilul să prind acel pește, dar ai văzut cum a zis, nu, boss, eu mai bine mă sinucid decât să fiu pus în barca ta alături de perechea mea, pentru că vezi că l-a mai prins pe celălalt, dar el n-a vrut, el nu a vrut deloc. Ok, hai să ne mai scufundăm o dată, frate, vom începe, dar de ce am pus? Nu, ar trebui să, bă, stai, o pălăriuță acelea? Ia, ia, ia. Aui, eu pălă... Șterge-o de aici, top. Șterge-o! Frate, nu pot să cobori puțin, frate, că vine peștele să-ți mănânce. Ok. Bun. Un pește mic. Un pește medium. Unde-i pălăria aia stupidă? A, uite-o. A, dar nu putem să o luăm.
Dar de fapt, în momentul ăsta nu cred că ne trebuie orice altă pălărie pe care am găsit-o. Nu, domnule, ne trebuie asta, deci nu o să mergem după pălării. Bun, avem o mumeală. Bombă. What? N-am vrut să fac asta. Am vrut să fac complet altceva, dar bănuiesc că așa va rămâne de acum. Trebuie să ne scufundăm, trebuie să mergem puțin în dreapta. Ca să intrăm în peștera aia din nou. Mamă, deja am început să învăț peștera, frate. Și acum... Hai să... Așa, să folosim bomba, dacă tot o avem. Și acum... Putem să prindem unul de ăsta. Hai să încercăm să... Așa... Nu, să-l prinzi nu e greu. Să-l duci la suprafață e greu, pentru că cine știe, nebunește și se duce într-o piatră. Ok, cu oh, Doamne! Ai văzut cum a apărut din senin piatra? Ok, gata, l-am scos afară din peșteră. Nice. Am, nu cred că o să-l mănânce nimeni, pentru că e destul de mare, dar cred că de ăsta am mai prins, frate. De ăsta am mai prins. Și asta e foarte nasol, pentru că practic am mirosit tot timpul ăsta. Oh, Doamne, dar ești... Vai de capul meu cât de scump e, Doamne. What? Bun, am prins un pește foarte scump, dar... vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. De curiozitate, stai așa că voiam să văd o chestie. Erau niște... erau snoutfish? Nu ne trebuie snoutfish. Mai era o chestie care tot așa avea niște țepi. Lionfish, l-am prins și pe ăla. Deci orice are țepi nu mai e util pentru noi. Am prins foarte mulți pești de aia și ne mai lipsește Cave Shark-ul. Am prins toți peștii în afară de Cave Shark. Bun. Și nici nu o să-l prindem. Pentru că trebuie să stai să pescuiești foarte, foarte mult dacă vrei să ajungi să ai acel sonar care e cât de cât util, nu ăsta nașpa, și să-l poți folosi pe ăla ca să prinzi Cave Shark-ul, dar... Cam atât pentru acest minunat episod, oameni buni, nu uitați că puteți apăsați acel minunat buton de like și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa! G2A.com, the best video game store ever!